Italienii de lângă Torino se opun construirii unei biserici ortodoxe românești și au început o strângere de semnături în sensul acesta. Susțin că decizia lor nu are nicio legătură cu etnicitatea comunității însă. Nati Badea, colega mea, corespondentă Antena 3 CNN, acolo în Italia, vine cu toate informațiile. Nati, care sunt motivele atunci? De ce nu sunt de acord cu construcția acestei biserici? Bun găsit, Lorena, bun găsit tuturor. Tensiuni între italienii și comunitatea de români din Colenio, din provincia Torino, în Italia. Miza este o biserică ortodoxă pe care românii vor să o construiască în zonă, iar italienii se opun. Românii strigă Discriminare. Italienii spun însă că nu este vorba despre un caz de discriminare, ci că vor să protejeze o pădure din zonă. Primăria din Colenio se pregătește să supun aprobării proiectul de construire a Bisericii Ortodoxe, dar pentru acest lucru este nevoie să sacrifice o zonă de pădure urbană și astfel italienii au fost foarte indignați, mai ales că nu au fost întrebați de primărie dacă sunt de acord. Ei spun că pentru acest proiect ar trebui să se taie sute de copaci care îi protejează protejează de poluarea care ar veni de la șoseaua de centură aflată în zonă. Pe de altă parte, sunt voci care spun că italienii nu vor ca cei o mie de români care locuiesc în zonă să își construiască propria biserică ortodoxă, asta pentru că ar fi și sături de infracțiunile pe care le comit românii în respectiva zonă. Italienii mai spun că ar trebui ca primăria să le dea românilor o biserică catolică care se află în apropiere și care este puțin frecventată. Românii se simt însă discriminați și cer ca proiectul să fie aprobat, astfel și ar permite număr mai mare și mai des să meargă la biserică. Deocamdată românii din zonă sunt nevoiți să se ducă într-o altă localitate, într-o biserică catolică, acolo unde se celebrează slujbele ortodoxe. Vom vedea cum se va încheia această situație și dacă se va construi biserica ortodoxă la Colenio, în Italia. Revenim, evident, cu toate informațiile la antena 3 Sienen.